Controversatul om de afaceri din Brașov, Dan Cămârzan, cu o avere estimată de Forbes la 30 de milioane de euro în 2010, a fost arestat pentru omor. Individul este bănuit că și-ar fi ucis bunica. Bărbatul s-a făcut remarcat anul trecut printr-o serie de declarații bizare. A spus că este adept al mișcării suveranilor, oameni care nu recunosc autoritatea statului și nici nu vor să aibă acte de identitate. Iar apropiații confirmă că se schimbase în ultima vreme. Bunica este tată. Slab și neîngrijit, încadrat de polițiști, Dan Cămârzan și-a șocat apropiații. Uniți-vă la sfixul de la sfinarea. Ceva fură corpul oamenii. În vârstă de 44 de ani, Cămârzan locuia de anul trecut împreună cu mama, sora și bunica sa. Ieri dimineață, după cum spun procurorii, a atacat-o din senin pe aceasta din urmă. Celelalte două femei nu au reușit să le îndepărteze și au sunat la 112. La audieri, bărbatul nu a cooperat cu anchetatorii. Nu a dat niciun fel de declarații. Urmează să prelevăm probe, să stabilim dacă era sub influența unor substanțe care să-i afecteze starea psihică. În urmă cu peste 10 ani, tânărul Dan Cămârzan, fost olimpic la matematică, avea o avere de 30 de milioane de euro și uluia lumea cu gesturile sale de nabab. Plătea 15.000 de euro pentru o șampanie în Mamaia, dar făcea și donații generoase. La o licitație caritabilă a cumpărat o pagaie care i-a aparținut lui Ivan Pațaichin, cu o sumă incredibilă. 30 de milioane cine dă prima dată? 40 de milioane am înțeles că dă cineva. 100 de milioane! 100 de milioane! 125 de milioane? Domnul Cămârzan are o pagaie cu care... E de campion. Un an mai târziu, același Cămârzan își prezenta cu mândrie locuința, un apartament pentru care cheltuise o avere. Doar finisajele s-au ridicat la aproape o jumătate de milion de euro, recunoștea cu mândrie omul de afaceri. Să spunem nelimitat, fără număr. A tapetat pereții cu granit și onix și a dorit tavan de sticlă și un hol cu piele întoarsă. Doar baia avea 50 de metri pătrați. Uite aici vedem noi stelele. Eu văd obicei stele verzi când dorm. Oricum aici sus în mansardă suntem cel mai aproape de Dumnezeu, asta e clar. Criza a năruit însă planurile omului de afaceri, care visa să ridice cel mai mare complex de birouri din Brașov. Milionarul a plecat din țară pentru câțiva ani, iar filmele postate de el pe internet i-au pus pe gânduri pe cei care îl cunoșteau. Era complet schimbat. Anul trecut, bărbatul a reapărut în oraș, într-o nouă ipostază. Susținea că a devenit adept al mișcării suveranilor, oameni care nu recunosc autoritatea statului și nici actele de identitate. Cu ce vă legitimați? Cu corpul meu și cu numele care mi-am dat eu personal, pentru că acum am voie să-mi emit propriul meu act. Se poate face o țară fără taxe. Se poate face o țară în care de mâine să aveți salariile duble. Ei încă nu știu ce înseamnă să conducă. Aoleu, păi da, le explic eu. După ce a doua soție l-a părăsit, bărbatul trăia modest și retras. La începutul anului, Cămârzan a postat pe Facebook mai multe filme în care vorbea despre Dumnezeu, credință și iertare. Am dat un bar. Am greșit. Și nu e nimeni de vină pentru că am greșit eu. Pare rău pentru toți față de care am greșit pe parcursul vieții. Știu că n-aș și nu o să mai fac de acum încolo. Că n-am cum. Vă iubesc. Anchetatorii vor cere o expertiză psihiatrică în cazul său. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.